Celulele STEM reprezintă o descoperire revoluționară și pot salva viața a milioane de persoane dacă părinții sunt suficient de responsabili la nașterea copilului. Celulele STEM sunt celule nediferențiate care posedă capacitatea de a se transforma în celule înalt specializate, care pot forma ulterior orice tip de țesut și organ din corp. De asemenea, celulele STEM servesc pentru mai multe țesuturi ca un sistem de reparare intern și se divid fără limită pentru a reface alte celule. Pentru unele organe, precum inima și pancreasul, celulele STEM se divid doar în condiții speciale. Pentru altele însă, precum intestinele și măduva oaselor, celulele se divid în mod constant pentru a repara și înlocui țesuturile uzate sau bolnave. Celulele STEM sunt de două feluri, celule STEM embrionare și celule STEM adulte. Cele din tâi provin din embrion cu vârstă maximă de 7 zile, ce pot fi la rândul lor donați sau produși în exces în timpul proceselor de fertilizare in vitro. Celulele STEM adulte provin din organisme adulte sau din cordonul ombilical imediat după nașterea copilului. Aceste celule mențin integritatea organismului și repară celulele uzate. Celulele STEM pot fi prelevate din sângele placentar imediat după naștere, placenta fiind un organ deosebit de important în timpul sarcinii, deoarece asigură transferul de nutrienți și oxigen de la mamă la făt. În situația în care mai târziu apar probleme de sănătate, celulele STEM pot fi folosite prin transplant, fie pentru persoana de la care au fost prelevate la naștere, fie unei rude. Teoretic, orice fel de boală poate fi tratată cu celulele STEM, leucemia și alte boli hematologice maligne, boli metabolice ereditare, boli autoimune, diabet, Parkinson, boli cardiace sau cancer. Viitorul este promițător și studiile arată că tratamentele cu celulele STEM vor da rezultate îmbucurătoare.